ce să mai spun și bine, v-am regăsit la un nou videoclip. Astăzi ne jucăm în GTA 5 la ora 3 noaptea și o să vedem ce se întâmplă dacă ne jucăm la această oră. Tocmai ce m-am trezit acum, Franklin este treaz, nu a dormit toată noaptea deoarece a visat foarte horror. Așa că haide să începem, o să mergem și în cele mai horror locuri din GTA 5. Mă aflu aici cu BMW-ul meu. Apăsați, vă rog, pe butonul de like și abonați-vă la acest canal. Mai avem și puțin și facem 100.000. Haide să vedem dacă este totul în regulă în oraș. Toate luminile sunt stinse, nu se vede nicio lumină, nimic. Franklin, ești în regulă acolo? Mamă, nici luminile de la mașină nu sunt aprinse, e absolut totul închis. Luna, atât e aprinsă, luna. O, ieșim din căsuța noastră nouă aici și am înțeles că sunt niște... nicio lumină nu este aprinsă și am înțeles că în Los Santos se află niște locuri foarte horror. În acele locuri locuiesc fantome, chiar sunt curios, mamă, deja mi se puțin frică, dar v-am pe voi acolo care îmi țineți pumnii. Acum va trebui să mergem să... luăm un elicopter, deoarece acel loc se află pe o altă insulă. O să ajungem cât mai repede. Un elicopter, cred, nu? Elicopterul meu nu-l mai am acasă, mi l-a furat cineva. Și acum trebuie să mergem să luăm alt elicopter. Doamne ajută, sper să găsim un elicopter pe aici pe undeva. E prima oară când joc GTA 5 la ora 3 noaptea, n-am mai jucat niciodată. Și văd că se întâmplă niște lucruri paranormale prin orașul ăsta. Nu este aprinsă nicio lumină, nu înțeleg de ce s-au stins toate luminile. Uitați-vă, în oraș sunt stinse toate luminile, nu este nimic aprins. Creepy rău, adică... eu nu înțeleg ce se întâmplă pe aici. Nein. What? Cu ce mașină merge tipul ăsta? Tu vorbești serios? Alo, mă auzi? Uha! LOL! Bro, cât de mic e motocicleta asta. Chiar îmi place, e bine că am furat-o. Hello, what the hell? Ce se întâmplă pe aici? Uite, mai e una exact atât de mic. What? Nu, asta e mai mare, parcă nu, sau? Nu, bro, e la fel ca asta. LOL, am văzut așa ceva. Stau de ceva vreme și mă plimb prin oraș și am văzut chestia asta aici. Asta e un zombie sau e un om mort aici? Probabil e un om mort, nu? Am înțeles că dacă... What the... Am înțeles că dacă te plimbi foarte mult prin oraș la ora 3 noaptea, te va urmări o persoană. Te va urmări o persoană în negru. Acum nu știu dacă... ne va urmări și pe noi. Mi este puțină frică. Uitați numai cum stă tipul ăsta aici. Alo? Oh my god. Oh my god, văd că oamenii încep să... să fie disperați. Poliția, bă... hei, bro, lasă-mă în pace, ce vreți de la mine? Am armă, mă, uite, n-am văzut. Ăștia iar se omoară, uitați-vă și voi la ei, mă. Păi, trei noaptea și voi... Na. Nu pot să cred, bro, l-a omorât pe tipul ăla. Acolo în fată se află cineva, alo? Cine e ăsta? What the... cine e ăsta? Ce se întâmplă cu el? Alo? Ce se întâmplă cu tipul ăsta? Ziua? Alo? Nu cred! Vine după mine! Nu pot să cred, cred că e tipul ăsta, nu? Mamă, mi s-a făcut toată pielea de găină, trebuie să fugim numai decât. Ui, în spatele nostru. Bro, nu trebuia să dau în el. Nu pot să cred. Ok, s-a urcat în mașină acum. Oh my god. Vine spre noi, vine spre noi. Oh my god. Vine spre noi, ha?
S-a dat iar jos din mașină, s-a băgat iar în mașină, nu cred. Oh my god. Haide să stăm aici ascunși. Deci tipul ăla e, care... Oh my god, s-a urcat în mașină. Vine spre noi, uite, eu îl văd. Ui, creepy rău cu tipul ăsta, trebuie să-l omorăm numai decât, cred, nu? Pur și simplu a dispărut acum, unde a dispărut? Asta e problema. Ăla este stalkerul care vrea să ne atace, da. Ăla era 100%, acum a dispărut, dar nu știu unde a dispărut. Ok, o să ne luăm o mașină și o să plecăm numai decât. O să plecăm numai decât de aici. Nu mă așteptam că o să fie atât de creepy, ha? Rău, se dă o... Nu știu unde a dispărut, asta e problema. Trebuie să-l omorăm numai decât. Poate să fie în orice moment, în stânga, în dreapta. În orice moment se poate afla pe aici pe undeva. E asta? Cred că e asta 100%. No way. Nu el. Oh my god, mă, cât de frică mi-este. Se poate afla oricând pe aici pe undeva. Numai că nu știm pe unde se află. N-am mai făcut în viața mea un videoclip de genul, unde sunt atât de speriat și în panică. Pro! No way. Asta nu. Nu, trebuie să plecăm numai decât. O să ne luăm elicopterul și o să plecăm din oraș. O să mergem acum să vedem ce se află în acel sat părăsit. Se presupune că se află și acolo creatură. O să vedem dacă e adevărat. O să fac asta pentru voi. Haide să vedem ce se întâmplă. Bun, elicopterul o să luăm de la aeroport acum. Perfect. What the... Bro, se aude ceva pe aici pe lângă mine? Se aude ceva nașma? Nu știu ce se aude. Dar mă sperie rău. Nu-mi spune că se află tipul ăsta din nou aici în fața noastră, nu pot să cred. El e? Da mă, el e! Oh my god! Trebuie să-l omorâm numai decât. Oh my god, bro, are cuțitul cu el. Nu trebuia să mă dau jos, are cuțitul cu el, nu l-am omorât. Oh my god, nu știu, e creepy rău. Ce se întâmplă cu tipul ăsta? Da, trebuie să găsim un elicopter și să plecăm numai decât. Numai că nu pot pleca. Tipul ăsta se află încă spatele meu, uitați-l. Mă urmărește, dacă vă vine să credeți. El e? Da, el e. Mie mi-ajunge, serios. Deci, tu mă urmărești toată noaptea. Mi-ajunge. Ai murit, nu? Bro, în sfârșit l-am omorât. Nu pot să cred, cine era ăsta? Bro, avea un cuțit cu el. Avea un cuțit, uitați-vă și voi. Na, mai ești la ora 3 noaptea afară. Uitați ce se întâmplă. Și scrie... What? Bro, ce față are. Și în spate scria ceva, nu? Security sau nu știu. Poate să se dădea că e de la security și... nu știu, se plimba pe stradă și omora oameni, cred. Sută mie. O, e bine că l-am omorât acum. Sper să nu mai vină. După noi altcineva. O să ne luăm acum elicopterul care l-avem în partea dreaptă și o să plecăm. Let's go. So, ne luăm elicopterul ăsta și plecăm acum. Mi-a ajuns aici în Los Santos. Chiar creepy rău. Nu mă așteptam că o să ne urmărească cineva. Ok. Pșt. Și am ajuns. Am ajuns. Ne dăm jos acum. Zo, am ajuns în acest loc unde se presupune că sunt foarte multe fantome. Eu sunt curios să vedem dacă găsim aici ceva. Oricum, mie nu mi-este frică. Puțin. Doamne ajută. So, trăm aici, let's go. Alo, doarme cineva? What the f... Bro, e creepy rău, mi-e frică. Bro, e cineva în față acolo, dacă vă vine să credeți. Oh my god, bro. Nu știu, e o persoană sau ce e ăla, a? Dar, bro, e o persoană acolo. N-ai, nu știu, un polițist sau... Nu știu ce-o fi ăla. O să merge pe aici, pe lângă casa asta. Doar dacă ne vede. Am merlit-o, cred.
Nu trebuie să ne vadă. Cine stă, what the fuck? Oh my god. Să-l omorăm? Voi ce spuneți? Nu, nu-l omorăm. Mergem mai departe, o lăsăm acolo dacă se întâmplă ceva. Na! Bro, e o persoană acolo cum vede... Nine! Bro, e o persoană ce... What? Ce se întâmplă cu persoana asta? Nu spune că a fost... Da... Nine! Oh my god, cât de creepy e. Trebuie să plecăm numai decât. Bro, mi-e frică. Dega 9. Cine mai e și asta? Alo? Mă auzi? Bro. Asta e o fată sau ce? Da. Nu putem omora. Nu putem trage ne pur și simplu. Alo, cine ești? Îmi dai numărul tău de telefon, te rog? What? Bro, am zis că ești în regulă. Ești în... Ieșim la o cafea. Ce cafea? Să mergem mai departe. Bro, e creepy, nu mă așteptam că o să fie așa. Uite, acolo e un turn. Probabil, nu știu, locuiesc cu oamenii acolo, nu? Aici e o casă sau nu știu ce. Da, asta e o casă. Cineva aici? Alo? Nu e nimeni. Aici, în dreapta, se află o casă. Bro, uitați numai în ce este prins tipul ăla. No way. Cred că numai decât. Hai să mergem în casa asta să vedem ce se întâmplă. Dacă e cineva aici. Alo, cineva pe aici? Bro. Uitați numai la... Uitați-vă la masa asta. Ce e acolo sus? Ai, un fel de mâncare, cred. O farfurie acolo. Oh my god. Aici avem un tablou. Probabil, nu știu, e din 1990 și ceva. Acolo un shotgun? What? Acolo e un shotgun, un tablou cu un shotgun. Oh my god, trebuie să plecăm numai decât. Am găsit-o pe Wednesday în acest sat, dacă vă vine să credeți. Oh my... Unde mă ascund acum? Unde mă ascund? Unde mă ascund? Unde mă ascund? Oh my god. Bro, e creepy rău. Am găsit-o pe Wednesday în casa asta. E în stânga, oh my god, mi-e frică să nu ne urmărească sau ceva. Dacă ne urmărește, am merlit-o, murim, 100.000. Bro, cum îmi bate inima? Nine. E undeva pe acolo, pe sus. Bro, ce m-a speriat, na. Oh my god. Bro, trebuie să mergem să facem ceva cu ea, nu? Bro, ce se întâmplă? What the fuck? E creepy rău aici. Se mișcă. Voi vedeți? Oh my god, nu pot să cred. Bro! Stai acolo. Oh my god. Ce vrei de fapt? Vrei să-mi faci ceva? Alo? Stai mă. Hai să ne urcăm sus. Vrei să-mi faci ceva? Lasă-mă în pace că nu-ți fac nimic. Stai acolo. Vreau să vorbesc cu tine ceva. Na, nu putem vorbi. Vrea să ne atace și asta nu e bine. Plecăm numai decât. Sau? Da, vrea să ne atace. Plec numai decât de aici. Să ne ascunde pe aici pe undeva. Haideți să ne ascunde pe aici. Se află undeva în față, cred, 100% e acolo, pe undeva. Mă spionează oricum, vrea să mă atace. Bro, dar ce caută Wednesday în acest sat aici? Asta mă întreb. E creepy rău, nu mai vin niciodată aici. Oh my god, am văzut-o, vine spre noi. Da, plecăm numai decât. What? Unde am apărut? What the... Bro! Ceva horror se întâmplă, a? Oh my god, suntem atacați de clovni. Suntem... Oh!
Suntem atacați de clovni, dacă vă vine să credeți. What the fuck, ce se întâmplă în Los Santos? Alo, lăsați-mă în pace, voi ce vreți de la mine, a? Bro! Nine. Cât de creepy e. Na, mai spuneți și voi ceva. Ce pot să fac eu cu clovnii ăștia? Nu mă așteptam că o să fim atacați de clovni. Muriți, muriți. Nu știu dacă o să... trebuie să ne ascundem numai decât să ne luăm o mașină. Cum vedeți, trag cu armele noi. Hai, spargem mai repede, mai repede. Ok. Bun, perfect. Bro, am luat mașina asta. Dacă nu luam mașina asta, muream. Suntem atacați de clovni. Lumea e disperată toată. Și, cum vedeți, aleargă spre spital aici, în dreapta, cred că e, nu? Unde pleci, mă? Spitalul e în stânga. Bro, ăsta e un om al străzii, cred, 100%, nu? Da, alo, vrei să te iau? Nu, e disperat. Oh my god. Bun, acum o să plecăm în alt loc, eu nu mă opresc. Fac asta pentru voi, haide să mergem în alt loc blestemat. Aici pe undeva se presupune că este o creatură. O creatură imensă, dar nu știu unde mai exact. Vine trenul de undeva din stânga. Poliția? What the? Ce caută un... câine aici? Alo? Pot să te ajut cu ceva? Cuțu, 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 cuțu? Oh my god, oh my god. A murit câinele. Bro, ai murit? Aici se află acea creatură, nu? Sau? Hey? What the fuck is that, bro? What? L-am omorât sau... Aici... Puh, ce se afla aici? What? Cățelul, ce se întâmplă? Stai... Stai și... Nu mai lătra, mă, nu mai lătra, că mă enervezi. Ei, tu mă și enervezi. Hai că mai moare dacă e. Unde am ajuns? Bro, ce se întâmplă în Los Santos? Nu, plecăm numai decât. Trebuie să plec numai decât de aici. Plecăm în altă locație. Let's go. Oh, am ajuns în altă locație, numai că suntem urmăriți de o creatură. Ce? Bro, asta e o fată care... Oh my god, era să ne dea cu cuțitul. Asta nu știu. E o fată blestemată care umblă prin munți. Prin munții ăștia pe aici pe undeva. Cum vedeți, plouă. Mori, nu o putem omorâ, deoarece este o fantomă și am auzit că te mănâncă dacă te va prinde. Trebuie să fugi numai decât, este în spatele nostru, oh my god. Și în spate acolo văd că mai e cineva. Bros, what? Se teleportează sau ce se întâmplă? Bro, mi s-a făcut toată piele de găină, sper să o calce cineva. Călcați-o cu mașina, vă rog. Nu putem omorâ, cum vedeți, îi trag în cap, nu pot omorâ, oh my god, lasă-mă în pace. Unde a dispărut? What the... Bro, a dispărut undeva pe aici? Uite-o din nou. Oh my god. Lasă-mă în pace. Nu. Ah! Oh my god. Am omorât-o, nu? Bro, a dispărut, dacă vă vine să credeți. Nine. Unde este? What? A dispărut. E undeva pe aici, pe stânga. Oh, mi s-a făcut toată... Bro, uitați-o din nou în față, e. Nine. Am omorât-o, perfect. Bro, se ridică înapoi, nu cred așa ceva. Se ridică înapoi. Dați-vă și voi, ok, o să ne luăm mașina asta și o să plecăm din locul ăsta. Deoarece e creepy rău, nu înțeleg ce se întâmplă aici. Ok, prin locul ăsta ninge, dacă vă vine să credeți. Și aici se presupune că este o păpușă care te atacă. Să vedem, what the... What? No way. I-a dat cu cuțitul în spate acest tip. Ăsta e, nu? Ăsta e un clown. Clown. Alo, mă auzi? Bro, cât de mic e. De ce e așa de mic? What the... Se aude ceva? Se aude ceva pe aici pe... Oh my god. Oh my god. Mai e unul în spate. Tu ce vrei, mă? Bro, e cu un cuțit la... Are un cuțit? Oh, oh my god, ne atac!
Lasă arma jos, lasă arma jos. Bro, cât de mic e, lasă arma... Bro, what the... Nu cred, nu cred așa ceva, what... Începe să ne atace. Are ceva în mână. Numai că nu-l putem omorâ. E un fel de... un fel de... Da, mă, are cuțit. Cuțitul la el. A, la... Cum mă, era să ne dea în cap, da. Ok, deci... A, ăsta e tipul. Se teleportează, dacă nu mă înșel. Aha, tu ești, a? Tu ce... Cum îl omorâm? Asta e... A, cum îl omorâm? Asta e... Asta e problema. Nu-l putem omorâ. Ce vrei, mă? Oh! Lasă-mă... Nu moare, e prea mic, nu? Și m-a omorât. Bro, era prea mic, nu ajungeam la fața lui când dădeam cu pumnul. Bun, cam ăsta a fost videoclipul. Sper că v-a plăcut. Dacă mai vreți videoclipuri de genul, apăsați-vă rog pe butonul de like și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi pe acest canal. A fost un videoclip foarte intens. Ciao!